Înainte să ne apucăm, ca și croitorul, înainte să ne apucăm să tăiem, trebuie să avem consultări. Trebuie să avem consultarea cu buzoianul. Trebuie să vedem în primul rând ce vrea buzoianul și pe urmă să venim să remediem. Că s-ar putea buzoianul să zică, mie îmi place așa platoul dacei. Doar trebuie să reparați pe aici, pe acolo. Dar eu spun că noi putem face și punem accentul în primul rând pe sănătatea noastră. Adică platoul dacei trebuia să fie mult mai verde. Platoul dacei trebuia să vină cu ceva oxigen în plus. Nu poți decât prin plante, prin plantări mari. Bun. Aleea Trandafirilor, care a rămas strada Aleea Trandafirilor, că așa se numește, chiar că este acum pietonală, dar acolo trebuia să existe acei trandafiri, pentru asta era dată denumirea străzii. Știți, orice plantă dă și puțin oxigen. Avem nevoie. Uneori vara aveți impresia că vă sufocați și nu știți de ce. Este insuficiență. Nu avem oxigen suficient. Și asta noi trebuie să facem. În zonele care sunt aglomerate, în zonele în care betoanele primează, acolo trebuie să venim cu spații verzi, să construim. Știți că aveam o reclamație tot timpul că zonele verzi de la blocuri s-au distrus și că nu mai avem. Și asta am constatat cu toții în campanie, că mergem cu toții. Și fiecare vine cu câte o idee și hai să vedem ce putem face. Ei, zonele acelea trebuie să rămână zone verzi, pentru că una, construcția pe verticală presupune și foarte mult beton și foarte mult mâncător de oxigen, spunem noi. Și atunci noi trebuie să acordăm un sprijin populației prin așa ceva, dacă vrem să facem lucruri de calitate și dacă vrem neapărat să reprezentăm o unitate administrativ-teritorială.